Situația cu stoparea site-urilor Comisiei Electorale Centrale a fost epuizată în urma discuțiilor la acest subiect cu colegii noștri din partea Centrului pentru Protecția Datelor Caracter Personal. S-a constatat că sunt divergențe între legea 133 cu privire la protecția datelor cu caracter personal și codul electoral, care tratează diferit anumite subiecte. S-a constatat că noi ne conducem de prevederile legislației electorale, care sunt pentru noi lege de bază. Colegii din partea Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal se conduc în activitatea lor de lege 133. Deci, în acest context, obiecțiile sunt epuizate. Noi am stabilit că după alegeri, împreună, într-un grup de lucru, vom merge la Parlament pentru rezolvarea acestor contradicții de aspect legal.